58 de ani, din păcate. Sunt candidat pe postul de primar din partea UDMR, Câmpia Turzii. Sunt inginer electrotehnic, dar încă din primul an am deviat puțin în această meserie. Sunt informatician. La ora actuală lucrez la fostul combinat, la Mecel, în departamentul de tehnică de calcul. Șansa de a fi primul care li se adresează dumneavoastră mi-a dat posibilitatea să încep acum o critică de la stânga la dreapta și invers. Nu, eu aș dori să laud în aceste câteva minute pe care le am la dispoziție. Cu mențiunea că între 92 și 2004 am fost consilier local, deci 3 mandate. Și am fost secretar, toate aceste 3 mandate am fost secretarul Comisiei de Buget Finanță, deci am fost foarte aproape de bani. Așa. Deci în Câmpia Turzii s-au făcut foarte multe lucruri, deci cine trăiește zi de zi și este pe stradă poate nu observă, dar cei care vin străini sau rude de fiecare dată au câte un cuvânt de laudă pentru ce s-a făcut. Am lucrat în industrie, am terminat facultatea Politehnica din Cluj, facultatea de mecanică, am lucrat prin mai multe uzine de-a lungul carierei mele, începând cu uzina mecanică fină din București, cu uzina mecanică din Cugir, și am lucrat 24 de ani în industria sârmei. În industria sârmei am început ca inginer de schimb la laminorul 2. Am preluat o investiție de la bun început care se numea trăgătoria de oțel tare în Mărutei, de o tetrepă, care am put-o în funcțiune și am fost conducător, șef de secție timp de 9 ani. Am fost apoi inginer șef, am fost director până prin 1997. M-am străduit să îndeplinesc sarcinile de serviciu, m-am străduit să am bune relații cu colegii și cu lucrătorii cu care m-am intersectat, m-am străduit să fiu un om corect și cinstit cu toată lumea, dar n-are rost să vă prezint eu, pentru că bănuiesc că lumea știe și dacă spun eu că am fost băiat de ispravă și alții au alte experiențe, tot nu mă cred. Iar cei care sunt de acord cu mine, sunt de acord nu de aia pentru că o afirm ei, ci pentru că mă cunosc. Numele meu este Mor Armanian, probabil cu asta trebuia să încep. Sunt născut și crescut în Câmpia Turzii, am 44 de ani. Actualmente, în 15 august, voi face 45. Sunt căsătorit, am o familie frumoasă, am un fiu de 17 ani și ăsta e cel mai important lucru pentru mine. Sunt, din punct de vedere profesional, sunt licențiat în administrație publică și am un master în leadership și management organizațional. Ca și locuri de muncă, pot să vă spun că am lucrat la început ca simplu instalator în combinatul metalurgic din Câmpia Turzii, care pe atunci chiar așa se numea. Am cunoscut și experiența muncii în străinătate și cu vitregiile de acolo, în speță în Spania. Am fost printre primii români în 91 care am ajuns pe meleagurile spaniole la muncă. Ce să vă mai spun despre mine? Candidez la funcția de primar al municipiului Câmpia Turzii, pentru că cred că orice meserie trebuie făcută dacă o știi, ținut după ureche. Singura chestiune care iasă după ureche e probabil muzica. Așa asta în zona manelelor, că deja la simfonii nu mai merge, că sunt niște partituri. După terminarea facultății am lucrat în mai multe locuri de muncă, la combinat, la Cooperativa Metalica șef birou, la spital șef birou administrativ. Locuri în care am căutat să mă de treabă să fac un lucru bun. Mă scuzați, sunt cam emotiv. Vă mulțumesc dumneavoastră care v-ați rupt din timpul dumneavoastră. Nu mă precis să avea și alte treburi de făcut acasă. Poate mai importante decât o ședință care se va uita și promisiune la fel se va uita și el. Vreau ca să-mi cer scuză de la semnatarii unei liste. Am vrut să candidez independent. N-am reușit, dar numai 200 și ceva de semnături am reușit să strâng.
Și atunci, deci, conjunctura, am găsit sprijinul partidului PNSCD-ului, care m-a susținut și m-a promovat să candidez pentru funcția de primar la Câmpia Turzu. O să vedeți un lucru straniu. În timp ce programul PNSCD, dacă o să am timp să prezint cât de cât, prezintă o coloratură de stânga, spre deosebire de partidul alt partid, care zice de stânga, dar are un program de dreapta. Dumneavoastră poate ați auzit sau poate nu ați auzit, politica partidului Dan Diaconescu se adresează în primul rând cetățeanului, oricărei persoane care înțelege să acționeze liber, fără intervenția abuzivă a statului și care, conform statutului său, să aibă să participe activ la viața economică și socială a comunității. Sigur că și la noi au fost discuții cine să candideze pe funcția de primar. Sincer să vă spun, au prea mulți aliniați la prea multe partide deja tradiționale care în timp s-au perpetuat la conducerea acestui oraș și atunci sigur că am luat hotărârea să candidez eu pentru că din punctul de vedere a celor care m-au numit eram la un momentul respectiv cea mai bună soluție. Dacă a fost bună propunerea sau nu, asta o să hotărâți dumneavoastră după momentul alegerilor. Mă numesc Ioan Moldovan. Sunt născut și crescut în acest oraș. Vin astăzi în fața dumneavoastră de pe o poziție revoluționară, poziția candidatului independent la funcția de primar în municipiul Câmpia Turzu. Zic eu că este o noutate și, într-adevăr, este o noutate în condițiile când hotărăști să participi la o competiție fără sprijinul niciunui partid politic. Este foarte greu. Niciodată n-am intuit care vor fi repercusiunile acestei hotărâri, dar spre fericirea mea, atitudinea cetățenilor am compensat din plin lipsa acestor partide. Am hotărât să mergem independent, grupul nostru s-a mărit în urma acțiunilor desfășurate. Încercăm să spunem oamenilor că subordonarea noastră este totală, numai față de ei și pentru ei, și în aceste condiții sunt convins că găsim înțelegere. Sunt căsătorit, am două fete, sunt personaje active ale vieții sociale din orașul nostru, am absolvit Facultatea de Administrație Locală și vin astăzi la această întâlnire de pe postura penultimului viceprimar pe care l-a avut acest municipiu. Vă rog să mă credeți că cei 4 ani petrecut în această postură pentru mine a fost o provocare extraordinară. Am încercat și de atunci m-am obișnuit cu relațiile directe cu cetățenii și cu rezolvarea dorințelor lor. Acestea sunt cele 4 pe care le-am ales în virtutea acestei întâlniri anterioare. Cu siguranță fiecare dintre candidați poate să stea la discuții cu dumneavoastră pe alte domenii. Și cu siguranță fiecare dintre ei are un program de campanie în cazul căruia dumneavoastră puteți să participați. Nu credem că aceasta este singura întâlnire a dumneavoastră cu candidații.